Bună dimineața de la refugiul Paranghia, 1500 de metri altitudine, sub vârful Atos. Într-o oră voi pleca spre vârful Atos. Bate vântul foarte puternic. Acela este vârful de acolo. Bună dimineața, 26 februarie 2020, Ciprian Teodorescu sunt. Mi-am început ascensiunea de la refugiu Panaghia, 1500 de metri altitudine, peninsula Atos. Și voi încerca să urc vârful Atos, 2033 de metri, solitar îl voi urca. Este o creastă în stânga, după cum observați, cu pin, dar este foarte înclinată. În mijloc este un culoar cu puțină zăpadă, iar cel din dreapta este vârful Atos. Unii mai spun Aton, dar nu e corect. Eu o să încerc culoarul ăsta prin mijloc, pentru că nu are multă zăpadă, e foarte puțină zăpadă pe el. Dacă avea multă zăpadă, o luam pe creasta din dreapta, uitați. Asta din dreapta. În urcare spre vârful Atos trebuie foarte multă atenție. La colțar văd că merge bine, trebuie să ajung în șaua aia de acolo din mijloc. Am ajuns în șaua ce premerge vârful Atos. În jos sunt niște stâncării și niște prăpăsti înfiorătoare. Nu știu ce se vede. Să încercăm. Atos! 26 februarie 2020, ora 11. Uhu! Și cu pioletul Ciprian pe Atos. Stella, te iubesc mult. E super aici. 2033 de metri altitudine. Atos, 26 februarie 2020, soloist pe Atos, ora 11. Thank you.
Mamă, ce prăpostii sunt! My God! My God! Mare Egee și peninsula Athos! Fai de capul meu, ce frumos aici! Pe vârful Athos, la sfârșit de februarie 2020, îmi doresc să fiu sănătos, să o pot iubi în continuare pe Stella și ea pe mine, mai Stella Ximomilu. Nu credeam că e așa de frumoasă Grecia, Stella mea, nu credeam. Eu sunt mic acum, mic de tot.